Bună ziua, dragi elevi! Să aveți un an școlar plin de realizări! Profesor de matematică, Caramală Mădălina Nicoleta. Înainte de a apăși în parcurgerea noilor conținuturi ale disciplinei matematică de clasa a șaptea, vă propun o recapitulare. Prin urmare, astăzi vom discuta despre mulțimi și astfel, pentru început, vom face o trecere în revistă a noțiunilor teoretice studiate în cadrul acestei unități de învățare. Mulțimi. O mulțime reprezintă orice colecție, grup, ansamblu formată din obiecte distincte. Obiectele din care este formată mulțimea se numesc elementele mulțimii. Exemple de mulțimi. Mulțimea elevilor dintr-o clasă, mulțimea zilelor săptămânii, mulțimea cifrelor în baza 10. Observații. Mulțimile se notează cu litere mari din alfabetul latin. A mare, B mare, C mare. În timp ce elementele unei mulțimi se notează cu litere mici. Mulțimea care nu are niciun element se numește mulțimea vidă și se notează folosind simbolul aferent. Mulțimile se reprezintă prin enumerarea elementelor. Și aici mă voi opri puțin pentru a vă da și un exemplu. Avem, de exemplu, mulțimea A mare, formată din elementele 0, 1, 2, 3. Mergem mai departe. Reprezentarea mulțimilor se poate realiza și sub formă de diagrame. Mulțimea B, formată din elementele A, B și C. Și nu în cele din urmă, printr-o proprietate caracteristică. Mulțimea C mare este formată din elementele X, cu proprietatea că X este cifră pară. Relații între elemente și mulțimi. Dacă obiectul amic face parte din mulțimea A mare, se notează A mic aparține mulțimii A mare. În caz contrar, elementul A mic nu aparține mulțimii A mare, folosind cele două simboluri atașate. Mulțimile pot fi finite, dacă numărul de elemente poate fi indicat printr-un număr natural, și infinite, în caz contrar. Exemple. Mulțimea N mare reprezintă mulțimea numerelor naturale. Aceasta este formată din elementele 0, 1, 2, 3 și așa mai departe și, bineînțeles, ea este o mulțime infinită. Un alt exemplu este mulțimea N cu steluță. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă mulțimea numerelor naturale nenule, adică toate elementele pe care le-am enumerat mai sus, fără elementul 0. Cardinalul unei mulțimi amare reprezintă numărul de elemente pe care îl are mulțimea amare și se notează card amare. Să luăm aici un exemplu. Să zicem că mulțimea amare este formată din elementele 0, 1, 2, 3 și 4. Ce înseamnă cardinalul mulțimii amare? Așa cum am văzut în specificația anterioară, reprezintă numărul de elemente. Numărăm și observăm faptul că mulțimea A mare este formată din 5 elemente. Asta înseamnă că vom avea 5 elemente scrise ca fiind cardinalul mulțimii A. Relații între mulțimi. Două mulțimi sunt egale dacă au aceleași elemente. Vom nota mulțimea mare este egală cu mulțimea B mare. În caz contrar, ele nu sunt egale.
O mulțime A mare este submulțimea mulțimii B dacă fiecare element din mulțimea A este în același timp și element al mulțimii B. Când vorbim despre notație, observăm operatorul corespunzător acestei relații. Mulțimea vidă este submulțime a oricărei mulțimi. Mulțimea tuturor submulțimilor unei mulțimi mare se numește mulțimea părților mulțimii A și se notează P de A. O altă formulă foarte importantă când vrem să facem un calcul cât mai rapid este cea pentru a determina numărul de submulțimi a unei mulțimi mare, acesta fiind de egal cu 2 la puterea cardinalului mulțimii A mare, adică numărului de elemente pe care îl are mulțimea A. Și ultima parte teoretică pe care o vom trece în revistă este reprezentată de operații cu mulțimi. Prima operație cu mulțimi pe care am studiat-o în clasa 6-a este reuniunea a două mulțimi A mare și B mare, care este mulțimea formată din elementele care aparțin cel puțin uneia dintre mulțimile A mare și B mare. Mai jos observăm și notația pe care o folosim. A reunit cu B este mulțimea formată din elementele X cu proprietatea că X aparține mulțimii A mare sau X aparține mulțimii B mare. Cea de-a doua operație este intersecția. Intersecția a două mulțimi A mare și B mare este mulțimea formată din elementele comune ale celor două mulțimi. Notăm, A intersectat cu B este mulțimea formată din elementele X cu proprietatea că X aparține mulțimii A și X aparține mulțimii B. O observație foarte importantă este cea care ne spune faptul că două mulțimi a căror intersecție este mulțimea vidă, așa cum am specificat anterior mulțimea fără niciun element, se numesc mulțimi disjuncte. Diferența a două mulțimi A și B este formată din elementele mulțimii A care nu aparțin mulțimii B. Notație: A minus B, diferența dintre A și B, este mulțimea formată din elementele X cu proprietatea că X aparține mulțimii A și X nu aparține mulțimii B. Iar B minus A este mulțimea formată din elementele X cu proprietatea că X aparține lui B și X nu aparține lui A, ceea ce ne duce la o observație foarte importantă, faptul că mulțimea A minus B este diferită de mulțimea B minus A. Și încă o formulă foarte importantă care ne salvează de cele mai multe ori din a calcula foarte mult, cardinalul reuniunii a două mulțimi este cardinalul mulțimii A plus cardinalul mulțimii B minus cardinalul intersecției celor două mulțimi. Evident că am ajuns la momentul la care trebuie să facem și câteva aplicații. Și astfel vă propun primul exercițiu. Să se scrie mulțimea literelor care formează cuvântul matematică. Să zicem aici spre rezolvare mulțimea A mare. Așa cum am precizat în partea teoretică, ține minte faptul că într-o mulțime elementele se scriu o singură dată. Și astfel, mulțimea A mare va fi formată din elementele M, A, T, E. Am ajuns iarăși la M și nu îl mai trecem deoarece l-am trecut deja odată. A-ul se află în aceeași situație, T-ul la fel, următorul element pe care îl vom scrie este litera I, C și E. Bun, mergem la exercițiul 2, care ne spune așa, să se determine elementele mulțimilor. Și să luăm mulțimea A mare
este formată din elementele X, aparținând mulțimii numerelor naturale, cu proprietatea că 3 este mai mic sau egal decât X, care este strict mai mic decât 6. Ceea ce înseamnă că mulțimea A mare va fi formată din elementele. Observăm faptul că X este cuprins între 3 mai mic sau egal, da? 3 mai mic sau egal decât X mai mic strict decât 6 și atunci elementele vor fi 3, 4 și 5. Să luăm o altă mulțime, de altă formă. Mulțimea B mare, formată din elementele X, cu proprietatea că X este ultima cifră a puterilor 3. Bun. Ne gândim puțin, da? Ultima cifră a 3 la puterea 1 este 3, a 3 la a 2 este 9, a 3 la a 3 este 27 și evident că ultima cifră este 7, a 3 la a 4, 3 la a 4 înseamnă 81, iar ultima cifră este 1. 3 la a 5 înseamnă 243, ultima cifră este iarăși 3, ele se repetă din 4 în 4 și atunci mulțimea B mare este formată din elementele scrise crescător, să zicem, 1, 3, 7 și 9. Bun, mergem mai departe la un alt exercițiu. Se scrie în trei moduri mulțimea M mare, care este mulțimea multiplilor 3 mai mici decât 20. În momentul în care am spus cum putem să definim o mulțime, da, am spus că ea poate fi reprezentată în trei modalități. Prima modalitate era cea în care enumeram elementele și atunci prima dată le vom enumera. Ținem cont de faptul că avem multiplii 3 mai mici decât 20 și aceștia sunt 0, 3, 6, 9, 12, 15 și ultimul este 18. Și am reprezentat prin enumerarea elementelor. O altă variantă de a reprezenta este o diagramă. Și atunci realizăm diagrama, mulțimea M, și efectiv completăm cu elementele respective. 15 și 18. Și ultima variantă, cea în care reprezentăm sub forma unei proprietăți. Și vom scrie mulțimea M mare egal a coladă. Vom scrie așa. X este număr natural cu proprietatea că X este divizibil cu 3 și X mai mic decât 20. Vă propun să scriem și cardinalul acestei mulțimi. Să completăm cu ceva. Cardinalul mulțimii. Mergem să vedem câte elemente sunt. Enumărăm și vedem că avem 7 elemente. Deci cardinalul mulțimii este 7. Mergem mai departe la cerința 4. Să se determine toate submulțimile mulțimii A mare, care este formată din elementele A, B și C. Am spus că mulțimea vidă este submulțime a oricărei mulțimi, ceea ce înseamnă că vom începe cu ea. Mulțimea vidă. Următoarea submulțime este submulțimea formată dintr-un singur element și le luăm pe rând A, B
zice, sub mulțimile formate din două elemente, AB, AC, BC și, în cele din urmă, sub mulțimea cu trei elemente, respectiv ea însăși, mulțimea A mare. Le numărăm. Avem 8 submulțimi și acum am putea să verificăm și formula pe care o specificasem în partea teoretică, care ne spunea că numărul de submulțimi este 2 la puterea cardinalului mulțimii A, care înseamnă următorul lucru, 2 la puterea. Câte elemente are mulțimea A mare? 3 elemente, deci cardinalul este 3, 2 la puterea a 3-a și calculând 2 la puterea a 3-a obținem 8, fix numărul de submulțimi pe care l-am scris și noi. Mergem mai departe la exercițiul 5. Să se determine mulțimile A și B știind că sunt îndeplinite substanțe condițiile. Și acum o să vă enumăr condițiile. Avem A minus B 2, 3, 4. O altă condiție, intersecția lor să fie formată din elementele 0 și 1, iar reuniunea acestor două mulțimi este formată din elementele 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Vom scrie dedesubt A mare egal B egal. Bun. Cel mai simplu este să începem prin a le scrie amândurora elementele pe care ele le au în comun, respectiv 0 și 1. Bun, mergem mai departe și vedem în cerință faptul că A minus B, ce era A minus B, ce are mulțimea A și nu are mulțimea B. Și atunci vom completa mulțimea A cu elementele 2, 3 și 4. Aceasta este mulțimea mare, acestea sunt elementele pe care ea le deține, 0, 1, 2, 3 și 4. Acum mergem și ne uităm în reuniune și observăm că în reuniune mai este un element, respectiv elementul 5, ceea ce înseamnă că la mulțimea B vom adăuga și acest element, respectiv elementul 5. Și astfel mulțimea B este formată din elementele 0, 1 și 5. Și astfel am terminat exercițiul. Mergem și la ultimul exercițiu propus pentru astăzi. Avem trei mulțimi, A, B și C, și trebuie să determinăm mulțimile. În primul rând, vom determina A reunit cu B. Reuniunea reprezenta mulțimea tuturor elementelor care aparțin cel puțin uneia dintre cele două mulțimi. Da? Identificăm 0, 1, 2, 3, 4, 6 și 8. Mergem mai departe și haideți să identificăm mulțimea A intersectat cu B. A intersectat cu B reprezenta mulțimea elementelor pe care le au în comun cele două mulțimi. Studiem și observăm că ele au în comun elementele 0 și 2. Mergem mai departe. A minus B. Recapitulăm, A minus B reprezintă, este mulțimea formată din elementele pe care le are mulțimea A și nu le are mulțimea B. Și astfel observăm că mulțimea A minus B este formată din elementele 1 și 3. Mergem mai departe. Să identificăm elementele mulțimii A intersectat cu B intersectat cu C.
A intersectat cu B este o mulțime pe care noi deja am identificat-o și o vom copia. Mulțimea formată din elementele 0 și 2, intersectată cu mulțimea C. Ce au în comun cele două mulțimi? Studiem și observăm că elementul 0 nu este comun, elementul 2 nu este comun, ceea ce înseamnă că ele nu au nimic în comun, iar mulțimea care reprezenta acest lucru am notat-o noi cu mulțimea vidă. Și încă o mulțime, A reunit cu C, minus B. A reunit cu C, mulțimea elementelor care aparțin cel puțin uneia dintre cele două mulțimi. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, minus mulțimea B. 0, 2, 4, 6 și 8. Deci ce are prima mulțime și nu are cea de-a doua. Și astfel identificăm elementele. 1, 3, 5, 7 și 9. Sper că acest material să vă fie de folos și ne vedem data viitoare! Everyone, my name is Stratulat Ankara Mona, and today I will be your English teacher. Today's lesson is about a free time activity that everyone does, watching TV. Do you like watching TV? What types of programs do you like? You are going to watch a short video in which different types of programs are presented. Can you name them? You and Angie, when you're getting married, you've said that, well, I'll let you say it. I've said that that we would not be getting married until everyone in this country had the right to get married. And I love that. For me, there's one person whose competition is over. Is it me? No, you're still staying here. Really thought about my dishes. I've had sleepless nights. Traffic together. No new snow out there this morning, but black ice could be a concern, Michelle. Yeah, something we're going to be watching for closely this morning, Patrick. Skies have cleared out now. Temperatures have dropped. We've had some snow showers overnight. Looks like an ordinary city, but looks can be deceiving. All of us are surrounded by things we can't see. Things that are too fast, too slow, too small.
Charles Atkins. Welcome to BBC World News Live. Televisa presenta. Y a mucha honra, María la del barrio soy. This is the Jeopardy College Championship. How many different schools have competed? And over the course of at least two decades. Chris Mitchell, this is Sport Today Live. No one told you that was gonna be this way. Hello, it's me. I was wondering if after all. I'm sure you are able to identify at least half of the programs. Let's check the answers. Types of TV programs. Number one, reality show. Number two, talk show. Number three, cooking show. Number four, cartoon. Number five, weather forecast. Number six, documentary. Number seven, the news. Number eight, telenovela or soap opera. Number 9, game show. Number 10, film or movie. Number 11, sports program. Number 12, sitcom. Number 13, music program. Wonderful! I knew you could do it. Now, let's check the differences between the various types of programs. Let's try an exercise. Match the types of TV programs with the correct definitions. The programs are documentary, cartoon, game show, sitcom, soap opera, talk show, news. I'm sure your answers were correct, but let's check them anyway. The first one is talk show. A talk show is a TV program in which people are asked questions and talk about themselves. Number two, game show. This is a TV program in which people play games in order to win money. Number three, sitcom. A funny TV program in which the same characters appear in different situations every week, also known as a situation comedy. Number four, documentary. A documentary is an educational TV program or movie usually describing nature or history. Number five, cartoon. A cartoon is a TV program that features animated characters. Number six, soap opera. A soap opera is a fictional TV program about the daily lives of the same group of people. This type of program is often melodramatic and sentimental. Number seven, news. A TV program that reports real-life events as they unfold. Now that you know more about the different types of TV programs, let's try a little game. I'm going to say the name of a TV program, and what I want you to do is to guess which type it is. Number one, Who Wants to Be a Millionaire? Number two, SpongeBob SquarePants. Number three, Tigers of the World. Number four, The Young and the Restless. Number five, Friends. Number six, The 5 o'clock News. Number seven, The Oprah Winfrey Show. Number eight, The Titanic. Let's check to see if you are correct. Number one, game show. Number two, cartoon. Number three, documentary. Number four, soap opera.
Number 5, sitcom. Number 6, the news. Number 7, talk show. And number 8, film or movie. You know what goes hand in hand with watching TV? It's not comfy chairs and snacks, it's learning a new language. So today we are also going to talk about TV vocabulary. A commercial is an advertisement on TV, a notice or announcement in a public medium promoting a product, service or event. A couch potato. A couch potato is a lazy person who sits around all day watching TV. To kick back. To kick back means to sit in a big comfortable chair or lie on a couch and relax. Prime time. Prime time is the time in the evening when the largest number of people are watching television, usually between 8 p.m. and 11 p.m. every night. The most popular shows are shown during prime time. Trials and tribulations. It means problems and difficulties of life. Trivia. Unimportant or useless information. Viewer. A viewer is a person who watches television or movies. And the last one, channel. A television station and its programs. Great! Now let's put your knowledge to the test. Let's try an exercise. Fill in all the gaps with one of the following words or expressions. The expressions are commercials, couch potato, documentary, drama, kickback, comedy, prime time, sitcom, trials and tribulations, and trivia. As you can see, it's a dialogue between two people named Jack and Janet. Okay, now let's try and figure out if your answers were correct. Let's do something, says Janet. Why don't we go out for dinner or go dancing? Jack replies, I'm watching TV. You're always watching TV. Stop being such a couch potato. Get up and let's do something. I'm doing something. I'm watching TV. You're always watching some stupid sitcom. It's a waste of time and a waste of brain power. Sometimes it's nice just to kick back, relax, and laugh a little. There is nothing wrong with a little comedy in one's life. In fact, that's why I married you. Ha ha, very funny. Besides, I'm watching something serious. What? I bet it's some ridiculous drama with perfect-looking people complaining about the trials and tribulations of daily life. Wrong again. Then it must be a primetime news program describing how some woman went crazy and killed her husband. No, I watched that last night. You had better guess quickly, the commercials are almost over. Is it a murder mystery or some science fiction show like Star Trek? No. A game show where they test your knowledge of useless trivia? No. It's a documentary on dolphins in the Caribbean. Hey, that sounds interesting. Why don't we make some popcorn and then watch the rest of it together? In the end, I'm going to ask you a simple question. What's your favorite TV program? Thank you for watching. I hope you enjoyed this English lesson and you now know a little more about TV programs. Să circule liber. Evită mijloacele de transport aglomerate. Blochează virusul limitând numărul de persoane dintr-o încăpere. Respectă distanța de 1,5 metri față de ceilalți la cumpărături, dar și în aer liber. Împreună punem virusul în izolare. Campanie de informare susținută de Guvernul României.
Bună ziua! Vom începe studiul materiei de clasa 9 cu capitolul celula. Într-o primă lecție vom vorbi despre compoziția chimică a materiei vii și tipuri de celule. O definiție a celulei. Celula este unitatea structurală, funcțională și genetică a oricărui organism. De ce structurală? Pentru că orice organism este alcătuit din celule. Funcțională, unitate funcțională, deoarece funcțiile organismului se regăsesc la nivelul fiecărei celule, și genetică, deoarece informația genetică a organismului se regăsește în fiecare celula sa. Celula a fost observată la microscop pentru prima dată de către Robert Hooke în anul 1665. El a denumit-o celulă, deoarece la microscop a observat mici cămăruțe, deci cuvântul vine de la cela din latină care înseamnă cameră. Celula are forme, dimensiuni și durata vieții foarte diferite, așa cum se vede în această imagine. Veți vedea diferite celule de la animale, de la plante, de la microorganisme, celule care sunt sferice, cilindrice, ramificate, cum e neuronul, discuri, așa cum sunt globulele roșii, da? Celule alungite. Celula este un sistem alcătuit din mai multe subsisteme. Celula conține organite celulare, așa cum organismul conține organe. Fiecare organit celular, veți învăța, îndeplinește anumite funcții. Organitele celulare sunt alcătuite din macromolecule, deci molecule de dimensiuni mari, iar acestea, la rândul lor, sunt alcătuite din molecule care au dimensiuni mai mici. Vă aduceți aminte de la chimie, moleculele sunt alcătuite la rândul lor din atomi. Iar o specie de atomi care conțin același număr de protoni și electroni formează un element chimic. În compoziția chimică a materiei vii, regăsim peste 60 de elemente chimice care pot fi grupate în macroelemente, deci cele care se găsesc în cantități mari, dintre care 6 sunt elemente de bază, și anume carbon, hidrogen, oxigen, azot, fosfor și sul, și altele în cantități destul de mari, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fier, iod, siliciu, și microelemente sau oligoelemente, cele care se găsesc în cantități mult mai mici, de exemplu cupru, zinc, brom, cobalt, mangan și altele. Substanțele chimice sunt grupate în două mari categorii, substanțe minerale, care se numesc și anorganice, și substanțe organice, care sunt caracteristice materiei vii și care conțin obligatoriu carbon și hidrogen. Substanțele minerale, principala este, bineînțeles, apa, care se regăsește în proporție de aproximativ 60% din masa celulară, dar este o valoare medie, deoarece găsim organisme sau țesuturi la care apa se găsește în procent de peste 60% sau țesuturi care conțin apă în procent mai mic de 60%. Apa este principal solvent, mediu de dispersie, de transport, dar și participant la reacțiile biochimice din celulă. Și săruni minerale. Putem găsi cloruri, carbonați, fosfați, de calciu, sodiu, magneziu și multe altele. Substanțele organice sunt grupate în mai multe categorii, și anume glucide, lipide, proteine, acizi nucleici, despre care vom vorbi pe rând. Glucidele se mai numesc și carbohidrați, deoarece raportul între carbon și hidrogen este același ca în molecula de apă, adică 2:1. Conțin carbon, hidrogen și oxigen, sunt principala sursă de energie a celulei și pot avea și rol structural, regăsim glucide în structura peretelui celular. Ele sunt împărțite în glucide simple și glucide complexe. Glucidele simple, de exemplu, monozaharide, cele care au 6 atomi de carbon, se numesc hexoze, și ca exemplu cele mai frecvente sunt glucoza, fructoza și galactoza. Cele care conțin 5 atomi de carbon se numesc pentoze, de exemplu riboza, dezoxiriboza, substanțe pe care le vom regăsi și în acizii nucleici. Disaharidele conțin 2 molecule de monozaharide legate între ele. Exemplele cele mai frecvente de disaharide sunt maltoza, lactoza și zaharoza. Maltoza intră
în structura amidonului, lactoza este dizaharidul din lapte, zaharoza este în structura zahărului, da? 90, peste 98% din zahăr este zaharoză. Glucidele complexe, se mai numesc polizaharide, sunt alcătuite din numeroase unități numite monozaharide. Da? De exemplu, avem amidon. Da? Amidon este alcătuit din foarte multe molecule de glucoză. La fel și glicogenul și celuloza, dar ele sunt altfel legate, așa încât rezultă substanțe diferite. Știți că amidonul și celuloza se regăsesc la plante, glicogenul găsim la animale, de exemplu în mușchi și în ficat. Alte glucide complexe, chitina în peretele celular, pectina și lignina de asemenea, deci în regnul vegetal. O altă categorie, lipide, numite și grăsimi, conțin și ele carbon, hidrogen, oxigen, formează depozite de energie în celule, dar intră și în structura membranelor, deci pot avea și rol structural. Rol funcțional, unei hormoni sunt de natură lipidică. Exemple de lipide. De exemplu, trigliceridele, numite și grăsimi neutre, sunt formate din două componente, și anume glicerolul și trei molecule de acizi grași. De aceea se numesc trigliceride. Fosfolipidele, care sunt alcătuite din glicerol, două molecule de acizi grași și grupare fosfat. De aceea se numesc fosfolipide. Fosfatul reprezintă polul hidrofil, iar acizii grași polul hidrofob sau apolar. Alte exemple de lipide, lecitină, suberină, cutină, ceruri, colesterol. Colesterolul, despre colesterol a auzit toată lumea, lecitina se găsește în structura membranelor, suberină, cutină, ceruri sunt lipide din regnul vegetal. Proteinele conțin carbon, hidrogen, oxigen, dar conțin în mod obligatoriu azot și uneori și sulf. Sunt macromolecule alcătuite din unități numite aminoacizi. Există cam 20 de tipuri de aminoacizi în lumea vie. Unii dintre ei sunt numiți aminoacizi esențiali, deoarece nu pot fi produși de către organism și trebuie luați din alimente. Regăsim proteine în structura membranelor celulare, a oaselor, a cartilajelor, deci în principal au rol structural, dar pot avea și rol funcțional, de exemplu hormoni, enzime, și sunt sintetizate în celule pe baza informației genetice din ADN. Exemple de proteine. Peptide sunt proteine care au număr mic de aminoacizi, clorofila la plante, cheratina care intră în structura pielii a firului de păr, actina și miozina sunt proteine pe care le regăsim în celule musculare, albumina se găsește în sânge, hemoglobina în globulele roșii, anticorpii de asemenea îi găsim în sânge, colagenul în structura pielii, de exemplu, și histonele, niște proteine pe care le regăsim asociate acizilor nucleici. O categorie aparte și foarte importantă de proteine sunt enzimele, care sunt biocatalizatori, adică sunt substanțe care determină viteza și succesiunea reacțiilor biochimice din celule. Acționează asupra unei substanțe care se numește substrat. Da? Enzima trebuie să se potrivească cu substratul așa cum se potrivește cheia în broască. Adică formează un complex enzimă-substrat. Numai în urma formării acestui complex poate avea loc reacția respectivă de transformare a substratului. O altă categorie, acizi nucleici, care sunt de două tipuri, ADN, acid dezoxiribonucleic, și ARN, acid ribonucleic.
conțin carbon, hidrogen, oxigen, azot și fosfor, sunt alcătuiți din unități numite nucleotide, deci sunt substanțe macromoleculare, pot fi formate din unu sau două lanțuri polinucleotidice. Polinucleotidice, adică formate din numeroase nucleotide. Au rol în transmiterea caracterelor ereditare, ADN-ul fiind păstrătorul informației ereditare, și în sinteza proteinelor împreună cu ARN-ul. O nucleotidă are trei componente, o bază azotată, dreptunghiul cu verde, o pentoză, adică un monozaharid cu 5 atomi de carbon și o grupare fosfat. Pentoza poate fi dezoxiriboza pentru ADN și riboza pentru ARN. Deci denumirea acidului nucleic vine de la denumirea pentozei. Aveți aici în imagine ARN-ul și ADN-ul. ARN-ul are un singur lanț polinucleotidic, ADN-ul are două lanțuri polinucleotidice unite prin punți legături de hidrogen și înfășurate în spirală în jurul unui ax comun. O substanță pe care o vom regăsi în lecțiile următoare și pe tot parcursul anilor de liceu și este foarte importantă este ATP sau adenozin trifosfatul, care înmagazinează energia în celule. Așa cum se vede aici, este alcătuită din molecula ATP, este alcătuită din adenină, riboză și trei grupări fosfat. Dacă are două grupări fosfat, se va numi adenozin difosfat. Dacă are o singură grupare fosfat, adenozin monofosfat. Atât despre compoziția chimică a materiei vii. În lumea vie există două tipuri de celule, celula procariotă și celula eucariotă. Ne uităm la aceste imagini. Celula procariotă se întâlnește la bacterii, iar la toate celelalte organisme, vegetale, animale, protiste, fungi, întâlnim celula eucariotă. Ne uităm puțin la imagini. Vedem celula eucariotă are nucleul, așa cum îl știm, sferic, da? Bine delimitat de către o membrană, pe când la celula procariotă nu găsim nucleu, găsim acel nucleoid. Da? Ce mai observăm? Celula eucariotă este bine compartimentată, vedem aici numeroase structuri desenate în celulă și la celula vegetală și la cea animală, pe când la celula procariotă sunt mult mai puține, da? Deci se vede o mare diferență în ceea ce privește citoplasma și organite, adică componentele sale. Să ne uităm la o comparație între celula procariotă și eucariotă, sintetizată în acest slide. Deci celula procariotă nu are nucleu individualizat, celula eucariotă are nucleu individualizat. La celula procariotă lipsește membrana nucleară și materialul nuclear care este difuz poartă numele de nucleoid, așa cum am observat pe imagine. La celula eucariotă, nucleul este bine delimitat de acea membrană nucleară. La procariotă, citoplasma este lipsită de citoschelet și curenți citoplasmatici, pe când acestea există în citoplasma celulei eucariote. La procariotă, celula este slab compartimentată. Celula eucariotă are un sistem de citomembrane care compartimentează celula formând organitele celulare. Deci celula procariotă are organite puține care sunt lipsite de membrane, este vorba de ribozomi, pe când celula eucariotă are numeroase organite celulare delimitate de membrane. Și le vom studia în lecțiile următoare, reticul, aparat Golgi, mitocondrii, lizozom și altele. Cu aceasta am încheiat lecția noastră. La revedere!
Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi.